pentru că sunt editorul, va continua Andrei Pleșu, care e deja specializat în lansarea lui Radu Paraschivescu și care are și afinitățile care, cu autorul care îl recomandă ca ideal pentru comentarea cărților lui, și la sfârșit va veni Radu Paraschivescu însuși, care de multă vreme mă complexează pentru stilul lui de a vorbi, spunând eu, când vreau să le enervez pe Pleșu, că nu știu care din ei doi vorbește mai bine. Eu am plecat. Așadar, unde e cartea? Uitați-o, cartea arată așa și se numește Muște pe parbrizul vieții, nou catalog de perle. Asta mă obligă să încep prin a spune că ea este, închide o trilogie, trilogia perlelor așului. Radu Paraschivescu a avut ideea, care bănuiesc că a apărut spontan din natura lui, din comerțul lui spontan cu umorul, peste mine că e omul cel mai, cu știința cea mai mare de a produce umor și de a-l comenta, de a absorbi tot ce este de domeniul râsului în lumea noastră și pe lume în general. Nu întâmplător el conduce colecția Râsul Lumii, da? Deci este specialistul în râs, pe latura asta cel puțin. Acum nu vorbim despre Radu Paraschivescu ca autor de lucruri serioase, deși vă rog să mă credeți că după lansarea asta o să fim de acord că această trilogie a perlelor e foarte serioasă. Fie ne tranziția ușoară, s-a numit primul volum, Perle Românești, a apărut, bănuiesc, acum vreo 5-6 ani, 8 ani, al doilea volum a apărut acum 4 ani, 7, mi-e rău la cap, mă doare mintea, Noi Perle de Tranziție, ele au fost folosite, așa e, Radu, de Andrei Pleșu și de mine masiv la o emisiune de televiziune în care, ca să avem cerinea, ca atragem cât de cât publicul la televiziune, nu poți vorbi ca aici cu oameni deosebit de rafinați, ci trebuie să atragi un public care să atingă sute de mii, foloseam la sfârșit lecturi din cele două antologii de perle al lui Radu Paraschivescu. E drept că prietenii au început să se uite puțin chiorâși la noi, și un mai tânăr, un doctorant al meu, m-a întrebat la un moment dat, n-am înțeles când vă văd acolo și citați vorbe din Vanghelie sau din Gigi Becali, ideea că în loc să aud Platon sau Kant, aud Gigi Becali și la Domnul Pleșu la fel, mă stupefiază. Cum puteți să aveți comerț cu asemenea? Să încercăm să vedem cum. E bine, evident, primul strat de lectură al acestui volum este unul, cum să vă spun, de destindere absolută. Îl iei noaptea când te culci la ora 11, 12, îl deschizi și nu te mai culci până nu termin. Acum, adevărul e că eu am luat cunoștință de acest volum, pentru că Radu Paraschivescu l-a trimis în același timp în formă electronică, deci pe în attachment, pe e-mail, deopotrivă lui Andrei Pleșu și mie. Andrei Pleșu, care este infinit mai, percutează mult mai ușor la umor în prima clipă, s-a apucat să deschidă fișierul. Eu aveam în clipa aia altele pe cap, mult mai serioase. Și Andrei Pleșu e un om care are bucuria împărtășirii. Nu poate să se bucure de unul singur. Și atunci când a deschis fișierul, a început să mă sune, m-a sunat într-o seară pe la ora 11 și până la ora 1-2 noaptea, sunând în 15-15 minute, mi-a citit toată cartea, spunându-mi mereu că sunt ultimele lucruri pe care mi le spune, doar încă 3-4. Suna, le citeam, eu râdeam, el închidea și după 5 minute spunea, iartă-mă, trebuie să mai citesc câteva. Și așa s-a făcut ora 2 noaptea și mi-a citit tot volumul, iar el s-a ușurat că a avut cu cine să împărtășească trăirile lui, care, vă asigur, o să vedeți, erau extrem de vii în marginea acestor texte. Acum, eu n-am să spun decât un lucru și am să vă citesc câteva dintre perlele acestea. Noutatea acestui volum, față de cele anterioare, este un capitol cu un titlu nou, Perle de la Bacalaureat. Nu e
Nu, ce încerc să vă spun acum nu e, știți, mai există ceva pe lângă sex, politică, cultură, afaceri, texte de muzică ușoară, găsiți și perle de la bacalaureat. Nu e așa de simplu. Capitolul ăsta are pentru mine o importanță aparte. Deci până acum volumele 1 și 2 din trilogia Perlelor la Radu Paraschivescu ne familiarizase cu nume ca Gigi Becali și Vanghelie, erau clasici, cu clasici. Irinel Columbeanu, Mitică Dragomir, Mădălin Voicu, Mircea Joană, din sport Hagi și Pițurcă și alții. Acum a apărut în nou volum, pentru că s-au schimbat guvernele, noi garnituri de autori de perle și volumul s-a îmbogățit pe linia unor linii care existau deja. Dar de ce e importantă povestea cu bacalaureatul? Că avem certitudinea că rezervorul de perle este nesfârșit. Deci dacă ne temem că oamenii ăștia ies din scenă, că clasicii perlelor, Becali și ceilalți, Vanghelie și așa mai departe, vor dispărea, ca și mari clasici de perlele politicii românești, Năstase la loc de cinste, am văzut, Iliescu și alții, odată ieșiți din scenă, nu trebuie să ne temem. Vom avea noi și noi miniștri. Din acești autori de perle de la bacalaureat se vor naște miniștrii de mâine ai României și limba română va avea de suferit în continuare, vă rog să fiți liniștiți. Și acum, ca să vă dovedesc cât de certă este această păstrare a unei tradiții glorioase de 20 ceva de ani, mi-am ales efectiv o pagină jumate de perle, de la bacalaureat și numai din literatură. Vi le citesc și m-am oprit și dau cuvântul. Uitați-vă! Deci capitolul bacalaureat, numai perle legate de tezele de limba română. Din cele 5 scrisori trimise de Eminescu, prima e considerată a treia. În scrisoarea a treia se desfășoară bătălia de la Rovinari. Poezia Zburătorul de Ion H. Rădulescu, e un omagiu adus aviatorilor români. Poetul își așteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă. Metoda folosită de Ion pentru a pune mâna pe pământul Anei este însărcinarea. La începutul fiecărei poezie minescene stă plantat un tei mai gros sau mai subțire, în funcție de câte strofe are poezia. Alexandru Lăpușneanu s-a ținut de cuvânt atunci când a zis de mă voi scula, premulți am să popesc și eu dovadă că azi cel mai întâlnit nume este Popescu. În o scrisoare pierdută, Zoe și Tipătescu se iubeau pe la spate. Manole a pus-o pe Ana la zid și a început să o lucreze. Zaharia Trahanache avea acest nume pus de Caragiale deoarece se ocupa cu traficul de zahăr. Călin o ține de mână pe mireasa care are părul lung de fericire. Inima, aici să știți că e doar aparent o perlă în sensul, în gând adânc. Inima e cel mai important organ genital al omenirii. Așa e. Ea lupta, ea, eroina, lupta să pună mâna pe dragostea flăcăului. Poate vreți să știți când s-a născut Ion Creangă. Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889. Ce naștere grea a făcut mama lui Creangă. Asta mi se pare superbă. Răscoala de la Bobâlna a început pe un deal și s-a terminat în 1438. Mai suportați? Răscoala a început spre seară și țăranii și-a prinseră lanternele ca să vadă drumul spre Ciocoi. Baltagu. Baltagu era un om înalt, voinic, chipe și cu mustață. Luceafărul e cea mai lungă poezie românească și din lume, deși nu s-a hotărât exact câte strofe are. Statul român s-a născut pe cadavrele oamenilor simpli, ca mine și ca tine.
Eminescu e trist, fiindcă nu a reușit să facă nimic în viața lui. Iupita îl invită pe eu liric să șadă în foi de mure. Poezia postumă e o poezie pe care poetul a scris-o după ce a murit. Mircea cel bătrân a fost înmormântat la Cozia împreună cu umbra sa. Mircea cel bătrân era bătrân. Mircea cel bătrân nu era bătrân, era doar porecla. Cătălina era prințesă, Cătălin era servitor, iar Luceafărul era o stea. Asta e tare. Numele Hiperion vine din alăturarea a două cuvinte, Hiper și Ion. Deci îl chema Ion, dar era mai activ. Hiperion. Țăranii lui Creangă vorbesc o limbă fără greșeli de ortografie. Cătălin o iubește pe Cătălina într-un colț și aceasta devine nedumerită. Și voia dumneavoastră, ultima perlă aleasă, calul lui Harapal a trebuit să ia la întrecere cu păsărica fetei de împărat. Citind volumul, încă o dată după ce mi l-a citit domnul Fleșu la telefon, în liniște, ca să pot face lansarea, m-am gândit că ar fi pentru fiecare cititor o provocare să aleagă perla absolută a volumului. Și vă spun pe care mi-am ales-o eu. Este perla unei dansatoare erotice, o cheamă Rose Marie, n-o cunosc, care a spus ceva absolut minunat. Nu sunt însărcinată, sunt doar balonată, dar nu știu cu cine. Și în încheiere m-am gândit să le propun celor de la Humanitas să schimbăm sloganul editurii, care este cel al lui Noica, ai atâtea cărți câte, ai atâtea vieți câte cărți ai citit, și să-l locuim cu această vorba lui Nitică Dragomir. Azi citești, mâine citești, voi mâine citești, apucă pandaliile, fratele meu!